Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu este efigia noastră spirituală. Încă de la întronizare, Preasfințitul Părinte Ambrozie a arătat o deosebită atenție acestui lăcaș unic, ce reprezintă autenticitatea și spiritualitatea noastră românească, fiind întotdeauna cercetată de preasfinția sa. Preasfințitul Părinte Episcop al Giurgiului s-a îngrijit de toate frumusețile acestui sfânt lăcaș de cult și vatră de spiritualitate românească. Și anul acesta, conform tradiției, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, manifestările religioase dedicate praznicului Adormiri Maicii Domnului au debutat marți, 14 august, începând cu orele 17. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba vecerniei cu litia și slujba prohodului Maicii Domnului. După terminarea slujbei prohodului, credincioșii, în frunte cu Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie, cu preoții și diaconii prezenți, au ocolit biserica în sunetul clopotelor cu priapori și icoana Adormirii Maicii Domnului. S-au făcut 4 opriri unde s-a citit câte o ectenie. În timpul ocolirii bisericii s-a cântat troparul Adormirii Maicii Domnului.